Salut, bine ați venit la un nou episod din podcastul Zidul Galben. Sunt Dragoș, alături de mine sunt Nicoleta și Vlad. Bună, salut, ce faceți? Bună, bine. Salut și mai bine. Și mai bine. Uite, azi avem un episod special, să zicem. Da. Nu povestim despre meciuri, nu facem niciun fel de analiză tactică, nu că am fi făcut-o până acum, dar... Vorbim despre deplasarea pe care am avut-o la Dortmund în urmă cu o săptămână. Mi s-a solicitat un episod special pe subiectul ăsta. Da. De fapt, o persoană ne-a solicitat. Deci, dar pentru noi a fost suficient. Cine? Andrei Vrumeza. Ah, ok. Cred. Salut, Andrei. Bun. Sunt câteva lucruri de povestit despre deplasarea. Na, sunt unii oameni care n-au venit până acum cu noi, care tot spun că vor face chestia asta la următoarea deplasare și mă gândeam, poate le povestim un pic despre cum organizăm noi plecările astea la Dortmund, cum facem rost de bilete, cum a fost ultima experiență acolo, că avem și un anunț important de făcut în urma deplasării. Da, ăla e foarte important, nu? Dar îl păstrăm la finalul episodului să asculte toată lumea. Până păi bine, nu e ca și cum nu pot aschip până la ultimele okay. Două atunci, minute. Nu le spunem la ce minut. Nu le spunem, nu. Va fi, bine, poate va fi oriunde. Total, va fi surpriză. Bine. Bun, păi hai să o luăm cu începutul. Da. Nicoleta, la ce meci am fost noi în weekendul trecut? Cu cine am jucat? Da, exact. Da, cu Leverkusen. Bun. Un 4-0 așa. Cum n-am văzut sezonul ăsta prea des. Am văzut doar un meci, nu știu dacă a fost mai bun, dar comparabil cu ăsta a fost Gladbach. cel cu Gladbach din tur. Meci pe care l-am văzut la Cluj. Am organizat adunarea anuală. Da. Deci da. Am avut mână bună sezonul ăsta. Două meciuri ok și da, le-am prins în grup. Ok. Păi, na, poate se întreabă unii oameni, sau poate nu, dar pentru ăia care se întreabă cum alege meciurile, na, chiar n-avem o regulă clară. Ne uităm pe calendar, da. Și ce perioadă ne place mai mult. În principiu am încercat să le organizăm primăvara, da. Evident, ne uităm pe calendar, nu poți să alegi derbiurile, pentru că n-am obține bilete pentru derbiuri, așa că luăm meciuri mai, hai să nu zicem low profile, dar meciuri care ar putea fi interesante, dar la care avem și șanse reale să obținem bilete de la club. Și, mă rog, mie mi s-a părut că forțăm un pic nota cu meciul ăsta cu Leverkusen, pentru că... Păi câte am cerut inițial? 25? Nu, am cerut de la bun început 30, dar am avut dubii dacă să cerem atâtea sau nu. Da. Am vrut să cerem 20 în primă fază și... am luat elan în ultimul moment când ne-am scris mail-ul. Dar nu cred că vom primi mai multe vreodată și mai e și problema asta. Ok, am cerut 30 de bilete, am primit într-un final și era puțin probabil să nu ni le dea pentru că eram meci cu Leverkusen și aveam miză. Dar ideea e că cu cât cer mai multe bilete, presupunând că ei sunt deschiși să ți le aloce, ai șanse tot mai mici să le prinzi într-o zonă cât de cât ok a stadionului sau să le prinzi în același loc. Pentru că nu se găsesc pe stadionul ăla 30, 40, 50 de locuri unul lângă altul libere, nevândute. Da, noi acum am stat, trebuie să spunem, că am stat pe stâlpii la de susținere. Da. Pe stâlpii de susținere ai stadionului. Ceea ce n-a fost rău. Dar n-a fost atât de rău, nu știu. Mie, sincer, mi-a plăcut mai mult decât în partea cealaltă, în vest, unde erai destul de departe. Aici a fost aproape de Zidul Galben, asta mi-a plăcut. Da. Dar dățile trecute eram în capătul celălalt de stadion. Băi, am văzut meciurile eu de peste tot în afară de peluza nord. Da. Și se vede bine de oriunde. Asta e drept, da. Dar da, auzi mai bine peluza când stai în partea asta unde am stat noi. Atmosfera mai fierbinte în partea asta, cu cât ești mai departe de zid, cu atât stai mai mult pe scaun. Exact. Da. Și ce să zic, au primit 30 de oameni bilete. Numai membrii ai fan-clubului, da. Cererea a fost ceva mai mare, dar n-am putut să obținem bilete și pentru cei din afara fan-clubului. Bine, cu tot am fost 34, pentru că au mai fost 4 persoane cu exact. Bilete luate pe cont propriu. Da.
Și mă rog, sperăm să primim câte 30 și de acum încolo. În sezonul viitoare nu cred că vom cere mai multe, o să mergem. Măcar să mai fim noi 30 și acum. Da. Nu cred că asta va fi problema. Nu știu ce să zic. De ce? Ce te face să... Uite, vine Leipzig din spate. Uite, n-am dat nicio căutare pe Facebook să văd dacă este Leipzig România. Dar nu m-ar mira. A fost un suporter cu Schalke la un moment dat în bar. Da, ăștia mai sunt așa rătăciți. 1-2. Băi, deplasarea asta a fost, nu știu, altfel să spun, din mai multe puncte de vedere. În primul rând am avut destul de mulți oameni care mergeau acolo pentru prima dată. Cred că au fost 9, dacă nu înșel. Parcă așa i-am numărat, da. Eu, dar nu știu dacă i-am numărat cu minte limpă ce sau la o bere, nu mai știu. Da. Erau vreo 9, da. Dar ce a fost ca lumea e că am avut program, să zic, în fiecare zi și am avut acțiuni destul de mișto, adică la unele eu nu mă așteptam să se concretizeze. Da. Vineri, deci am ajuns acolo, marea majoritate, am ajuns vineri, am avut un tur al stadionului pregătit cumva pentru noi, adică a fost un tur clasic, dar au fost drăguți cei de la club că ne-au primit destul de târziu, după ultimul tur oficial al stadionului. După care a urmat, nu știu, o ieșire la bere, să zic, cu doi oameni din club. Asta a fost o mare surpriză. De fapt, asta cred că a fost marea surpriză a deplasării, felul cum ne-au primit oamenii ăia doi. Băi, da. Deci e vorba de directorul de marketing al clubului și este vorba de responsabilul de relația cu fancluburile internaționale. Da. Au fost super, super primitori, deschiși cu noi, ne-au dat și bere. Unii au avut noroc și de hamburger. Eu n-am prins. N-ai comandat când trebuia. Da. Tu ți-ai luat? Da. Da, voi din nou, na, să le spunem oamenilor că... Că au fost foarte buni hamburgeri. Da. Și berea. Dar cu oamenii ăștia am vorbit de ceva timp pe mail și ne așteptam cumva să ne întâlnim cu ei acolo. Adică știam deja cu vreo 2-3 săptămâni înainte că va exista o întâlnire, dar nu mă așteptam să vină și Kramer. Bine, asta în linii mari, asta a fost marea surpriză, că Kramer nu numai că a venit și ne-a salutat. Sincer, eu spun că mă așteptam să vină, să stea 2 minute, să ne salute, să, eventual să facă o poză, da, și să plece, na, să zâmbească așa fals și aia e. Dar a venit, a băut vreo 2 beri cu noi, ne-a salutat pe fiecare în parte, a dat noroc cu fiecare în parte, s-a interesat de țuica românească. Adică au fost niște și plus discuția referitoare la club pe care ai purtat-o mai ales tu și dacă poți să dai din casă așa 2-3 detalii ar fi bine și plus, na, per total, așa, felul lui de a fi a fost extrem de călduros și de primitor. Nu știu dacă se aștepta să fim un fel de refugiați, având în vedere că venim din România. Probabil se aștepta să venim cu sacoșile de rafie pe acolo. A fost și întrebările pe care le-a pus, da, referitor la ce am putea să facem, ce ar putea ei să facă mai bine pentru fancluburile internaționale, că s-a interesat de chestia asta, de ce am auzit, da, de toată problema cu cotizația. Cum să devin membru cotizant? Bine, impresia pe care mi-a lăsat-o mie a fost că omul era perfect conștient de, să zicem, problemele sau ofurile, da, noastre și nu doar ale noastre, ale fancluburilor străine. Și, mă rog, răspunsul lui la unele din întrebările noastre a fost da, o să investigăm, o să vedem, ne gândim la cum să facem, dacă să schimbăm sau nu aspectul X sau Y. Unul dintre ele a fost cel de care spuneai tu cu Nicoleta, cu cotizația anuală, cu membership-ul. Adică ei știu că pot să aducă mai mulți bani la club dacă deschid porțile și către fanii străini, dar nu sunt încă convinși că vor să facă asta. Și na, omul ne-a dat până la urmă un răspuns diplomat, adică nu știm când o să se întâmple sau dacă o să se întâmple chestia, da, asta. E, probabil se va întâmpla, dar nu părea, adică el e clar că are răspunsul la
deja pregătit. Probabil circulă mail-ul ăla, bă, în caz că vă întreabă presa, l-a trimis la toată lista din club și ăsta e răspunsul pe care trebuie să-l dați. Da. Da. A știut foarte bine ce să spună, a spus-o, ne-a închis gura. Și, da, bine, nu ne-am dus acolo să nu creadă lumea că am fost acolo să îi certăm sau ceva. Nu, Doamne ferește. A fost o discuție chiar amicală și chiar interesantă. Da, bine, mie mi-a plăcut abordarea lui. Mă rog, o să ajungem un pic mai târziu la subiectul adunării noastre naționale, da, dar da. I-am povestit la un moment dat de acțiunile pe care le facem. Bine, nu i-am spus de tot ce facem noi pe parcursul unui an, adică de acțiuni caritabile și așa mai departe. Dar, na, când omul s-a convins că nu suntem un grup de turiști români și că suntem fani adevărați, mi s-a părut că în momentul ăla a devenit mult mai deschis, nu știu, comunice cu noi și să ne ajute și na, să interacționeze altfel până la urmă. Ai zis-o bine pe asta cu turiștii. Probabil că sunt multe grupuri și grupulețe de oameni care sunt așa fascinați la prima vedere de club și vin, cumpără de câteva sute de euro din fan shop și aia e. Da. Pierd. Cred că și povestit la un moment dat de lucruri de genul ăsta. Da, am prins eu bine discuția. Da, discuția era a pornit de la faptul că Borussia nu vrea să ajungă la nivelul echipelor din cluburilor din Premier League, Liverpool, United, care suferă cu atmosfera pe propriul teren și de asta este greu să obții bilete din afara țării și se axează foarte mult pe comunitatea locală. Chiar a dat exemplul turiștilor japonezi, adică ar putea teoretic să vândă sute sau mii de bilete japonezilor și pe bani mulți, dar că acest lucru ar fi în detrimentul atmosferei din interiorul stadionului. Contează foarte mult pe cine primesc, da, în stadion, efectiv. Da. Ție ce ți s-a părut, Nicoleta, mai, nu știu, interesant sau surprinzător la întâlnirea cu Cramer și la discuțiile pe care le-am purtat? Tocmai asta de care, chestia asta de care vorbea și Vlad, că a fost foarte deschis și eu sincer cred că a fost surprins, nu cred că se aștepta să fim atât de bine organizați și să fim mulți, pentru că cred că am fost vreo 20 de oameni la întâlnirea asta. Da, 21-22 cred că am fost. Da, și da, cred că a fost surprins că a găsit un nucleu atât de bine sudat de fani și fani, da, cu un accent pe fani aici, nu turiști. Și da, eu zic că a luat în serios ce am avut noi de zis. Adică mi s-a părut deschis la sugestii și la discuții și chiar mi-a plăcut atitudinea lui. Păi dacă nu era surprins, nu ne făcea mare surpriză pe care o vom anunța imediat. Dar băi, mi s-a părut că a fost un moment de tatonare la început, da, mai subtil așa. Adică mi s-a părut că vrea să vadă dacă chiar suntem atașați de club, cât păi de da, multe știm despre club, adică nu doar de generația actuală. Și păi ne-a și întrebat de câte ori am venit la stadion, a aruncat-o pe aia cu meciurile cu Celtic, când mai știe el dacă am jucat cu Celtic sau nu. Da, au fost, da, câteva, da, mici cârligi, așa, cred că ne-a testat într-un fel așa foarte elegant. Da. Da. E posibil ca ăsta, Schneider, să nu-i fi spus lui Cramer câți vom veni atunci în ziua aia și poate și asta numărul nostru l-a luat un pic prin surprindere. E posibil că nici Schneider să nu se fie așteptat să fim atât de ziua. Adică tu i-ai zis ceva în care ai discutat cu el? I-am spus înainte să ajungem la stadion că o să fim undeva între 16 și 20, pentru că nu știam dacă vor ajunge băieții din Cluj care, mă rog, au închiriat mașina și au venit în cu câteva minute înainte de turul stadionului. Da. Și hai să facem și marea dezvăluire, nu? Adică a fost un moment cheie până la urmă, da, discuție. Dar nu râde așa, pentru că până la urmă, hai să fim serioși, este da, cel mai mare anunț de când ne-am înființat noi. Da, și mă, probabil va rămâne așa și în următorii ani. Că eu, da, văd că ți-au transpirat mâinile. Mi-au transpirat, da, chiar mi-au transpirat. Am emoții. Băi, da, așa este. Bine, știi cum e. Hai să zicem despre ce e vorba, că... Păi spune, hai că bine, este, până la urmă este marele merit al tău și na, te lasă. Asta e, că stai panglica. Cumva mă bucur că am vorbit cu el și am stabilit întâlnirea asta, dar pe de altă parte
a venit, mă rog, propunerea a venit din partea lui. Nu a fost o chestie pe care am, să zicem, că am pregătit-o noi sau am gândit-o noi. Păi ne-ar fi dus gândul, cred că nici n-am fi îndrăznit să cerem așa ceva. Da. Da. Deci, na, pe scurt, omul ne-a spus că ne-l va trimite pe Weidenfeller în București la adunarea noastră anuală. Cu care va avea, da, care va avea loc în septembrie. Nu știm încă data, nu am stabilit detalii, până la urmă nici nu aveam o dată stabilită. El ne-a întrebat când o să aibă loc adunarea, că îl poate trimite pe Weidenfeller și am inventat o lună pe loc. Da. Să nu părem complet nepregătiți. Da. Dar, na, rămâne septembrie acum. Probabil după meciul lui de retragere, după 7. În a doua jumătate, da. Probabil după 20, cam, pentru că în prima jumătate a lunii sunt meciurile naționale lor. Bine, joacă până pe cam pe 8, pe 10 așa naționalele. Da, și având în vedere că el are meciul de retragere pe 7. Da, mă rog. Mă rog, în a doua jumătate a lui septembrie ar trebui să fie. Și na, Weidenfeller, pentru cine încă n-a aflat, o să devină ambasador al clubului din vară, după că se retrage din activitate. Și bineînțeles o să devină membru de onoare al fan clubului nostru, pentru că dar trebuie să vină în România pentru asta. Da. Și na, la acțiune o să participe și Kramer. A spus de două ori până acum că va veni și el. Și da, e o ocazie unică să cunoști un fotbalist de al Borussia. Adică noi l-am cunoscut până acum doar pe Marcel Răducanu. Nu știu dacă mai e vreun membru al fanclubului care să fi cunoscut și alți fotbaliști. Lucian și-a făcut poză cu Dede. Bine, și eu mi-am făcut cu Mohamed Zidane. Așa, și eu dar, cu Blașikovski. Și tu cu Blașikovski. Ah, bine, eu bine, mi-am făcut deja, zbărnea. Deci... S-a lăsat liniștea, nu intră, nu intră la cunoscut. Da. Că... Da. Da. Bun. O să fie un moment special, adică să recunoaștem că ne depășește un pic subiectul în momentul de față, da. Și sunt detalii de pus la punct. Ca să înțelegeți, noi acum dăm din stânga în dreapta că nu știm cum să organizăm toată chestia. Ne tot gândim de o săptămână de când am aflat marea veste cum să facem să iasă totul, să nu iasă românește. Da. Să totul nu, o să fie, sunt câteva lucruri clare, că o să se întâmple în a doua jumătate a lui septembrie, că o să fie în București. Motivul e clar. Au zbor direct, ele și lor mult mai ușor să călătorească în București. Nu, aici e comun, grupul cel mai mare și ne cel mai ușor să organizăm aici. Da. Da, dar na, sunt alte necunoscute. În ce local o să facem evenimentul, cum, cine o să participe și așa mai departe. Nu știm cum se va face accesul, deci da. Probabil nu va fi la liber. Dar asta vom vedea. Bine, asta nu înseamnă că vă cerem bani ca să intrați. Nu la bani mă referam, nu, Doamne ferește. Adică accesul va fi gratuit, dar va fi numai probabil pentru membrii fan clubului. Da. Mă rog, asta vom vedea. Sunt detalii de pus la punct, dar ideea e că da, în septembrie Roman Weidenfeller va fi la București, îl vom cunoaște, vă puteți face poze cu el. Și da, va fi... Avem timp să pregătim evenimentul, adică să avem nu e cazul să ne panicăm, dar sunt multe detalii de pus la punct. Da. S-au mai întâmplat niște lucruri la deplasarea asta, adică am avut chiar și un meci pe care l-am urmărit acolo. Da, și înainte de meci am mai fost undeva. Da, pe hai să le spunem oamenilor foarte pe scurt așa, cronologia evenimentelor. Să spune Nicoleta, că nu prea a vorbit. Spune Nicoleta. Ce-am făcut în a doua... Ce-am făcut în a doua zi. Da. A doua zi, păi, ne-am trezit, am mâncat. Da. Da. În a doua zi am fost în vizită la școala de fotbal a lui Marcel Răducanu și am văzut niște puști antrenându-se. Doi dintre ei erau români, cred, parcă. Da, și apoi a urmat o discuție despre club, despre problemele de la club, despre ce crede el că am putea face sau s-ar putea face mai bine la club. Și am înmânat și, sau mă rog, Dragoș i-a înmânat și cardul de membru de onoare. Da, a fost o discuție foarte deschisă și el a fost foarte, adică mi s-a părut foarte încântat să ne vadă așa. Tu ești la prima întâlnire cu el. Da, eu sunt la prima întâlnire cu el. Cum ți s-a părut? Cum
puțin supărat pe club. Adică... Am voie să spun chestia asta? Da, spune. Da, aparent nu colaborează foarte mult cu echipa, deși are școala de fotbal destul de aproape de stadion. Și... În fine, acum nu știu exact cât e vina lui, cât e vina clubului că nu l-a ținut aproape, nu știu și nici el cât a făcut ca să stea aproape de club, dar da, e... Ia, mă rog, sunt anumite neînțelegeri acolo, clar, între... adică nu neînțelegeri. Probabil el își dorea să aibă un alt statut, probabil clubul nu l-a văzut în direcția aia și... Da. Mă rog, nu cred că există divergențe, dar e o distanță oarecum între el și oficialii clubului în momentul de față. Bine, oricât ne-ar fi plăcut nouă ca un român să fie în structura de, nu știu, de conducere a clubului sau de coordonare, mă rog, a clubului, adevărul e că sunt foarte mulți fotbaliști buni care au trecut pe la Borussia Dortmund de-a lungul timpului și nu pot fi toți cooptați în staff. Bineînțeles că el fiind un fotbalist, un fost fotbalist foarte, foarte talentat și iubit de fani, cred că are orgoliul lui și... Are orgoliul lui, are și chestia asta cu școala care e chiar lângă stadion. E adevărat, pe de altă parte, Borussia Dortmund are o școală de fotbal foarte bună, da, foarte așa. Performantă și poate că vor să meargă în altă direcție. Astea sunt detalii pe care noi nu o să le... Da. Nu știu, cunoaștem foarte în detaliu sau nu prea curând. Mie nu mi s-a părut că ar fi, nu știu, o ruptură, adică nu e în niciun caz un conflict deschis sau ceva de genul ăsta între ei, e vorba pur și simplu de o... Distanță, da, corect. Dar, mă rog, eu m-am bucurat că a povestit destul de mult și despre cum îi antrenează el pe puști, care sunt diferențele între fotbalul de acolo și fotbalul românesc, adică te ajută să vezi lucrurile un pic în perspectivă. Da, ca să detaliem puțin, ne-a povestit că adică el face antrenamente individuale cu copiii foarte mult și tehnică și rezistență și zicea că lucrurile astea lipsesc în România. L-avea pe copilul ăla de 14 ani, care, mă rog, era adus de câteva săptămâni în Germania și se vedea că are probleme fizice. Da, ideea e că a fost, nu știu, să vedem ce face el acolo și ce tip de antrenamente, pentru că nu vezi în România genul ăsta de pregătire. Și da, faptul că asta dăm cu noi după și la poze și la... Ne-a semnat un tricou pe care o să-l găsiți în halftime, nu? Da. Trebuie să-i facem loc printre fulare. Dăm jos niște postere, niște bannere și da. Îi facem loc. Liverpool. Da. Da. Băi, cu ce am mai rămas eu din întâlnirea asta e faptul că, na, în funcție de cât de des va veni și el în România în următoarele luni, să zicem, poate reușim să-l aducem și pe el în halftime, să-l cunoască oamenii care n-au făcut deplasarea sau să-l revadă cei care l-au cunoscut acolo. Nu i-am spus asta, el a părut foarte deschis, foarte încântat. E posibil să vină să lucreze mai des în București? Da, depindem cumva de programul lui. Dar e un pas pe care voiam să-l facem de multe luni și, na, distanța ne-a împiedicat să facem chestia asta, să-i dăm cardul de membru de onoare al fanclubului. Mă rog, timingul a fost foarte bun și, na, noi l-am mai cunoscut o dată pe urmă cu 4 ani, cred, da, aproape 4 ani, da. La prima deplasare. Da, și atunci mi s-a părut că, cel puțin la început, era mult mai reticent în discuția cu noi, nu știu exact cine eram, suntem, de unde venim. Și noi eram mai puțin coerenți și mai puțin ca număr. Da, da, da. Nu prea știam nici noi de capul nostru, încă nu eram un fan club de sine stătător, eram un grup de fani care abia se întâlniseră pentru prima dată și na. Da. Oricum, a fost un moment mișto și da. Rămânem din chestia asta cu
să zicem, promisiunea că va încerca să ajungă să vadă și meciul cu noi în halftime și rămânem și cu concret cu tricoul semnat de el, de care vorbeam mai devreme și care va sta pe perete în halftime în curând. Da. Băi, și am mai avut și un meci de văzut pe stadion. Da, așa e. Dar trece la și altele, nu? Păi, cam așa e. Nu chiar, având în vedere ce meci am văzut. Despre meci nu știu exact ce să povestesc decât faptul că am avut parte de o atmosferă senzațională, chiar și acolo, pe ultimul rând. Da, chiar am stat pe ultimul rând, dar... da, eu am fost dezamăgit când am urcat și vedeam că nu ne mai oprim și că o să dăm cu capul de tavan. Dar până la urmă atmosfera a fost chiar foarte, foarte mișto. Am cântat, bine, ne-a ajutat și echipa, să fim serioși, pentru că a fost unul dintre cele mai bune meciuri Din sezonul ăsta și am avut parte de un pachet complet de servicii. Penalti ratat, cu gol anulat. Da. Bine, a fost momentul tensionat de la final cu fanii și cu echipa. Mie mi-a plăcut momentul ăla, pentru că a demonstrat ceva, a demonstrat faptul că că meciul cu Schalke rămâne meciul cu Schalke și... Clar. Puteai să vii să le dai și 12 ăstora de la Leverkusen, că dacă nu știi să lași capul în pământ când trebuie, adică după înfrângere cu Schalke, marele rival, tot vei fi apostrofat. A mai fost acel moment cu Bender, când... A fost aclamat de stadion. Un salut am văzut până la urmă, dar exact. Nu a fost al echipei noastre, a fost al adversarului, al Sven Bender. Și a făcut treaba bine și în meciul ăsta, Bender. Da, da. Nu foarte bine. Pentru noi. Pentru noi, da. Da, păi zi, Nicole, dar cum ți s-a părut meciul? Băi, pentru mine a fost, cred că, cel mai mișto meci la care am fost pe stadion. Al patrulea și... La bătaie cel cu Werder de cu 2 ani, cred că a fost. Doar că, mă rog, aici a fost victorie clară, ăla a fost mai dramatic, așa. Nu cred că echipa nu mi-am amintit să fi jucat la fel de bine. Păi și ce meci, ce tip de meci preferi pentru o deplasare? Tipul ăsta de meci prefer. De am înțeles. Pentru o deplasare. Da, și... Nu, pentru mine a fost o experiență foarte mișto, din nou. Băi, a ce pot să zic, eu chiar nu mă așteptam să-i batem atât de categoric pe Leverkusen. Nu mă așteptam să jucăm un fotbal frumos, că nu prea am făcut-o în ultimele luni. Dar, uite, nici Marcel Răducanu nu se aștepta să-i batem. Da, exact. El anticipa o înfrângere înainte de meci. Ce pot să zic, ne-au surprins băieții. Majoritatea oamenilor, da. Și pe cei de la pe care i-am întrebat, n-au fost prea optimiști înainte de meci. Da. Băi, mă gândesc, poate că și asta l-a surprins cumva pe Kramer. Faptul că, uite, un fan club din România face deplasarea asta până la Dortmund, să vadă echipa într-un moment nu tocmai prielnic. Da. Adică suntem acolo cu entuziasm... la datorie, practic, când poate unii fani nemți bombăne că au pierdut meciul cu Schalke, că jocul nu este foarte deschis, nu practicăm un fotbal ofensiv și așa mai departe. Și până la urmă, cam așa stau lucrurile, adică pentru mine ăsta este principalul motiv de bucurie, să zic, sau de mândrie că reușim să ținem grupul ăsta, comunitatea de fani unită și că ei, oamenii, rămân interesați de Borussia Dortmund, chiar dacă jocul nu e la nivelul la care ne așteptam noi sau la nivelul la care era când ne-am cunoscut. Da. Să vedem. Mai știi ce... că ne-am cunoscut, Dragoș? Îmi aduc aminte, Vlad, ca și cum ar fi fost ieri. Da, uite, cred că în perioada asta se împlinesc... Ne-am cunoscut. Știi că se împlinesc tot cu 5 ani? Se împlinesc 5 ani cam în perioada asta. Da. Dar vorbeam, ce de aniversare? Dar vorbeam mai demult. Da. Vorbim de aproape 6. Nu e prima întâlnire. Nu, niciun caz. Da. Da. E cam asta a fost, nu? N-am mai avut
activități de grup. Culturale. Culturale, da. Da, nu n-am mai avut. S-a mâncat mult multe... cărnați, s-a mâncat multă bere, auzi? S-a băut multă bere. S-a mâncat multă bere. Muștar. Muștar cât în cape. Da, a fost bine. Da. Nu, a fost cea mai mișto deplasare de până acum. Na, bine, primul rând... așa zicem de fiecare dată, acum... Bine, cine chiar... nu ne crede poate să nu vină, adică nu avem o problemă, corect. Că sunt destui oameni care... Corect. Dar chiar a fost, adică și va fi greu să o depășim prea curând. Nu zic că nu o să se întâmple niciodată, dar... Na, întâlnirea cu Kramer, vestea pe care ne-au dat-o cu Weidenfeller, meciul senzațional, întâlnirea cu Marcel Răducanu, adică sunt multe într-un pachet foarte mic. Corect. Și... Ne invită la loja oficială la meciul următor și... Bun. Păi, în linii mari, cam asta am avut de povestit, nu? Cam asta e, da. Da. Bine. Ne mai auzim, cred că într-o săptămână sau două, că nu mai sunt multe meciuri păi de jucat e, și... Păi asta e, cred că ne vom mai auzi o dată sau de două ori, pentru că... Da, pe final de sezon să vedem cum o să stăm în clasament, ce vom wrap-up. Ocupa, wrap-up și ar fi frumos să facem și un podcast ca anul trecut cu... premiile Zidul Galben, nu? Ah, da, corect. Da. Am uitat-mi de premiile. Bine, poate, nu știu, poate ne întâlnim în aceeași formulă, dacă vreți. Sigur. Da, da. Sau dacă vreți să nu-l mai auziți pe Vlad, putem să nu-l invităm? Da. Și mai bine. Bine. Ne auzim din nou în curând. Mulțumim că ne-ați ascultat. Salut. Pa, pa. Pa.